de prăpungere. Atunci merită puțin gândită pe lângă problema respectivă. O altă problemă care m-am notat aici, care mi se pare extrem de interesantă, e problema tractorilor pe care pot ar sugera chiar o proprietate pe care știința complexității ți-ar oferi-o în a regândi conducerea unui sistem. Fie cu constrângeri, fie cu înțelegeri. Eu pot să mă duc la un colectiv și să creez un regulament foarte debilitar și să impun niște reguli stricte și să le și verific cu forță de presiune și obțin o structură de ordonare cu o structură ierarhică, cu eventual o anumită, să zicem, delegare, dar pe o ierarhie dată, deci am un fenomen de constrângere, sau pot să înțeleg natura respectivă a părților, a naturii umane din grup, pot să găsesc care este liderul real, nu ăla formal, și doar să-i șoptesc. Și sistemul se va autoașeza. Deci, da, asta presupune multă cunoaștere. Deci, ori o puțină cunoaștere și, și o acțiune exterioară, ori o multă cunoaștere și mici fluctuații pot fi elemente suficiente ca sistemul să evolueze iterativ și să se ducă pe o traiectorie naturală, nu o traiectorie forțată. Deci, pe o traiectorie naturală să duce obișnuit. Și ce s-a descoperit? Că, apropo de cele trei corpuri, care mi se pare o experiență care pare rău că nu merge, dar o să meargă, nu o să mai reluăm noi odată, dar vreau să subliniez un lucru care noi l-am descoperit mai demult, dar acum am să luat și un premiu Nobel pe treaba asta, care arăta așa ceva, dacă am trei corpuri, apropo de trei atractori, și fac ăsta roșu, ăsta albastru și ăsta verde, și am o condiție inițială, da? Aici vă imaginați ca exemplu, aveți un pendul, aici aveți trei magneți, sunt trei atractori, aș desena întâi implant, ca să fie mai clar, mai cu doi atractori. Avem aici un pendul. Pendulul respectiv are la rândul lui o formă, asta un sistem magnetic. Dacă vezi aici e nordul și sudul în partea cealaltă și de dedesubt aș avea aici un magnet aici, aici e sud și un magnet aici, al sud. Deci automat, dacă îi dau drumul să pendulez, rămân, va rămâne captor, captiv. Ori în poziția asta, ori în poziția asta, mai ales dacă mai există puternici. Nu va rămâne tot de pe verticala locului. Deci, cu alte cuvinte, am doi atractori, îi dau drumul și se pune problema așa. Care este locul geometric al punctului de start ca să ajung unde vreau eu? Deci, îi dau drumul de aici și văd unde ajunge. El se va balansa și va rămâne undeva aici. Iau drumul de aici. El se va balansa și va rămâne tot aici. Îi dau drumul undeva din zona asta, poate mai sus, sau din partea asta de aici și voi vedea că balansează și oprește aici. Când sunt mai doi atractori, e simplu. E ca și când tot planul se împarte în două jumătăți, dacă dau drumul de oriunde, din punctul ăsta de aici se duce către ăsta, dacă dau drumul de aici se duce către ăsta. Dacă am trei însă, se întâmplă lucru extrem de interesant. Se formează o graniță de genul ăsta de cele trei zone, dar granița asta este o gemănare, dacă veți, o, nu este netă, nu e o zonă de separare între cele două, ci un fel de fuior a condițiilor inițiale, care lăsat liber un corp, ajunge la una din la oricare din cele trei. Deci, cu alte cuvinte, eu sunt undeva aici. Și vreau să ajung aici, s-ar putea, în mod gândirea clasică, să mă duc undeva cât mai aproape de punctul pe care vreau să ajung, cu o energie foarte multă. Dacă știu aceste canale, aceste culoare de conducere către cele trei atractori deodată, pot să mă duc în forma cea mai apropiată și să mă las liber. Deci, am șansa să mă duc către o zonă, dar să cunosc unde e acea zonă de condiție inițială, căci banda asta de aici are drum către toți trei. Deci, cu alte cuvinte, am schimbat modul în care gândim, modul în care mă duc către către un obiectiv care poate să fie o planetă, către o altă zonă, folosind cu energie extrem de mici, știind de unde sunt tot drumul. Asta s-a aplicat foarte clar la următoarea situație. Era o navă, într-un context de genul ăsta, o rachetă părțătoare de asta, care avea o cantitate limitată de combustibil și a fost aplicat principiul respectiv pentru prima dată, după care e o teorie întreagă, în care cu energia foarte mică am așteptat un context favorabil, să înțeleg contextul, am dus punctul într-un punct care are o condiție inițială care duce singur, mai poate lăsa liber obiectul către ținta finală. E contraintuitiv. Adică, în loc să mă duc către obiectiv, mă duc exact în partea cealaltă. Deci eu aș trebui să mă duc către țintă, eu am sentimentul că trebuie să mă duc către țintă. Și el îmi spune așa, nu te duci către țintă, te duci în partea cealaltă, dar oriunde. Și când aici poți să-ți tragi liber și automat te duce viața. Te duce natural atractorul către zona respectivă.
Această capacitate de a controla granițe fractale are aplicații extraordinar interesante, care fac ca o energie extrem de mică, de multe ori cu 1 la 1000 din energia normală de control, să fie controlat sistemul. De aceea a avut o paradigmă nouă numită controlul haosului, care pare deocamdată chiar o aberație în termeni, adică ce controlezi e dezordine, dar e un tip de dezordine numită haotică, care are această proprietate. Deci există apărut a doua problemă importantă pe care e, cum să spun, e o lecție generală din cunoașterea complexității și a trebuit să te joci pur și simplu pe calculator, să simți aceste modele, pentru că sunt unelte de experiențe, ca după aceea să poți aplica unul în inginerie, altul aplică în economie, altul în antreprenoriat. Deci, paradigma asta complexității îți oferă niște modele de gândire, niște instrumente de gândire, care după aceea pot fi aplicate, ca în orice fel de domeniu, după creativitatea și inovativitatea fiecăruia și nevoilor fiecăruia. Și ultima problemă care mi se pare iarăși foarte importantă, noi am avut foarte multe, în inginerie cel puțin, și avem foarte multe elemente tributare, să zicem, mecanici newtoniene, care ridicat de privat ingineria noastră, este legată, în general, de cunoașteri empirice. Cel mai simplu lucru care v-aș putea să spun în inginerie, am tot dat un exemplu ăsta, care mi se pare destul de ciudat să mai facem ziua de astăzi 2 ore la facultate pentru așa ceva. O proprietate numită duritate se obține prin apăsarea, de exemplu, printre metode respectivă unei bile de dimensiune cunoscută, deci cunosc diametrul acestei bile de mic, standardizez forța de apăsare F și dacă apăs asta asupra unui material, sigur, materialul în funcție de duritatea lui va fi amprentat de către bila respectivă, rămânând o urmă. Urma respectivă are un diametru. Iar diametrul calotei care s-a scufundat sub presiunea respectivă dată de bile. Cu cât este mai dur, cu atât urma va fi mai mică. Cu cât e material mai ductiv, se va amprenta mai tare. E logic. Deci, cu alte cuvinte, eu ce fac? Fac o relație mai departe între diametrul urmei respective în condiții date, acest de mare, și duritate. Deci, cu atât am avut o relație empirică. N-are nicio teorie în spate. Este o corespondență, un fel de tabel de corespondențe care s-au standardizat. Nu știu de ce și nu mă interesează, că atare o folosesc. Deci, foarte multe lucruri sunt empirice. Jumătate din inginerie este empirică. Sunt rețete de succes, dar empirice. Când empiria asta caută, ajunge cele drumuri la o cunoaștere, și se face o teorie generală. Mi se pare extrem de important. De aceea, complexitatea este o teorie generală, care permite nu numai înțelegerea unor fenomene din design, din proiectare, din inginerie, ci poate fi și extrapolarea, proiectarea în afara domeniului respectiv a cunoștințelor acelea. Deci, empiria e odată, găsesc niște invarianți, îi utilizez, de aceea empiria este mai mult utilitaristă, dacă reușesc să crezi și o teorie, o să am un grad mai mare de abstractizare și pot să o dau într-o transferanță către alte domenii. Și atunci, de asta zic că ar avea o valoare foarte mare teoria complexității, pentru că reușește din domenii foarte diferite să facă un salt conceptual pe o bază cu teoretică, care după aceea reproiectate în domenii diferite devine fertilă. Deci, de ce propunem noi la România, apropo României, această șansă de a valorifica baza conceptuală a complexității? Că odată înțeleasă, poate face nu numai un salt, ci și foarte multă producție de noutate. De exemplu, ce a făcut Andy acum e noutate. Uite, aplicația făcută de noi în didactic, cu magneții de care vorbea Florin, ca să atragem copiii în discuții despre cercetare și știința complexității, am făcut experimentul la Târgu Jiu. Am construit un pendul magnetic ca acela și am lăsat copiii să se joace. Aveau de ghicit unde se duce magnetul și primeau niște bilete la tombolă. Chestia asta, după care primau mai multe bilete dacă vreau să discute cu mine despre cercetare și teoria haosului. Nu conta vârsta, pentru fiecare aveam povestea aranjată. Priviți numai ce înseamnă bucuria descoperirii. Era 11:30 noaptea, nu mai puteam de zi. Cât de fascinantă e traiectoria, că acum ai sensația că s-a stabilit și o ia cu totul altă parte. Deci, încă o dată, acum imaginați-vă imaginea respectivă de sus.
Deci pe nu-i dau drumul de undeva de aici și el face o mișcare foarte sofisticată și se întâlnește. Deci la urmă ajunge la final aici. Principala problemă că punctul ăsta de aici, de ecuație inițială, este conexat cu finalitatea de aici. După care mă duc alături și fac un fel de harta de venit a tuturor condițiilor inițiale. Și apoi un tablou a oricărui sistem, în funcție de orice condiție inițială, și cunosc cumva devenirea sistemului. Nu cunosc un caz particular. Și dacă mai adaugesc la asta și teoria bifurcațiilor, încep să vă pun telecritice și dacă fac teoria haosului, încep să conduc printr-un plan al cunoașterii. Modele comportamentale. Care sunt modele comportamentale la nivel generalizat, în care le putem aplica și în sociologie și în biologie. Și facem pentru prima dată managementul pe o mare întalazuri. Încep să fac un management pe o spate de catastrofă. Nu mai fac management pe niște obiective. Se pare de o importanță catastrofă, pe care de negre spus. Managementul pe obiective este varianta newtoniană, reducționistă, clasică. Asta e management într-o dinamică a schimbărilor permanente, pentru că mintea, interacțiunea asupra realității, schimbă însăși contextul și mintea evoluează, coevoluează cu contextul și trebuie să faci un fel de conducere dinamică. Și atunci se face un alt tip de management. Care e modelul clasic de management simbolic pentru... Dacă resursa e stabilă, îmi fac toate obiectivele și toată munca și îmi iau rucsacul și mă duc către stabilitate, către acea resursă, chiar dacă e competițională. De exemplu, a fost modelul goana după aur. De simbolic, goana după aur, atractor era aurul. Și luau familii din Europa și luau familii de-a lungul Statelor Unite și puneau familia în rucsac și cu rucsacul, cu tot ce aveau și plecau pentru, și mureau pe parcurs. Era o competiție foarte mare, dar resursa era stabilă, era acolo. Oportunitatea era stabilă în planul obiectivelor, dacă vreți. La ora actuală, obiectivele se nasc în apropierea noastră. Dacă ne organizăm prea mult până când să ajungem de organizat, pierd oportunitatea. Deci, cu alte cuvinte, acum e numai inteligent să stai pe loc, să fii foarte atent la oportunități din jur și să ai mobilitatea conducerii printre obiective. Deci să-ți adaptezi obiectivul și oportunitatea în raport cu ceea ce se mișcă planul obiectivelor, pentru că vin oportunitățile către tine și trec foarte repede. Deci este o cu totul altă formă de abordare. Și care, într-un fel sau altul, dacă toți suntem așa de jos în situația economică și de poziție, o țară mică ca noastră poate să aibă o vizibilitate internațională, nu mai rezolvând probleme de genul ăsta. Probleme mari, majore, nu probleme să facem și noi, să facem precum Statele Unite să obțină venit mare procent din PIB cu avind de apă colorată, adică Coca-Cola. Și faceți asta, Coca-Cola se vândă la nivel global. Nu se putem, nu se poate. O țară mică nu poate fi vizibilă decât dacă rezolvă o problemă care țările mari nici măcar își propun să o rezolve. Și asta e ambiția noastră a centrului, să creăm masa critică de oameni care pot stăpâni paradigma complexității, să găsim metode de transfer către societate acestor probleme și, în final, să pregătim copiii mici pentru a putea fi capabili să devină experți, consultanți, proiectanți, utilizatori de paradigma, de acest gen de paradigma. Și mi se pare importanța pe care Andy a generat-o, da? Uite, putem să dăm un pic drumul programului care n-am mers. Deci, în prima fază, masă egală, viteză egală. Iată cum decurge procesul. E un film în care viteza carelor nu e constantă. Ca să se poată vedea mai bine. Ne uităm la traiectorii, ele ne spun. Deci asta e a treia întâlnire. După cum vedeți, traiectoriile au început să devieze. Da? Și acum, vedeți acum, ce s-a întâmplat. Ce schimbare, deci un sistem clasic, determinist. Ce schimbare de regim colosală apare. Asta înseamnă... Și de la ce vine... intrinsec proprietatea, intrinsec acelor trei corpuri. Trei corpuri creează instabilitate de tip haotic într-un anumit context. Deci este un context instabil. Și unul, doi care se împerechează... Nu, e un caz particular. Nu, e independent. E altfel. Deci problema este așa, că... Se calculează cu aceleași ecuații cu care lucrăm la Pământ, Lună. Ale mecanicii clasice. Nimic nu este schimbat din lucrul ăsta. Numai că în cazul celor trei corpuri sau N corpuri, mai apar asemenea conjuncturi
în care cea mai mică fluctuație, cea mai mică schimbare, în cazul ăsta fluctuația apare din modul în care calculatorul rotunjește unele mări, da? Acolo apare... Poate fie vântul, la moment dat, echivalentul... Ceea ce e echivalentul vântului solar. Exact. Pe chestia asta, în schimbă regimul de funcționare. E creierul și organismul sunt prezente în situații de-astea pe muchia haosului, le spunem noi. O mică perturbație, dar bine simțită, poate să ducă într-un regim de funcționare sau un alt regim de funcționare. Să păstreze stabilitatea anterioară sau să ducă printr-o stare instabilă pentru alt regim de funcționare la rândul lui stabil. De exemplu, iarăși foarte simplu, să zicem că avem un eveniment, nu contează care ar fi, și care într-un fel sau altul are această descriere în timp. Dacă a plecat din punctul A. Sunt fericit pentru că am ajuns în punctul ăsta final, care, să zicem, mi-a dus satisfacție, pentru că sunt finalul unei evoluții în care am atins dorințele personale, ale familiei, sunt într-un mare parte fericire. Și eu încerc să comunic această traiectorie într-o carte de succes, astfel încât să facă și altul. Și apare o carte de succes și de fericire, da? Acum, de ce o face cineva? Ca să poată să reproducă și el, pentru că ar vrea și el să ajungă la fericirea respectivă. Asta ce înseamnă? Să repete acest pas, această metodologie. N-are cum să o repete, pentru că el este o cumă altă condiție și inițială, pentru că este în alt moment al spațiului, la moment al contextului, în alt context. Și atunci, automat, micile fluctuații inițiale, ce ne arată? Că unele sisteme, care au această proprietate, care ne-a spus o sensibilie la condiția inițială, prin faptul că nu poți să fii niciodată identic în acel moment, datorită contextului în care nu l-am luat măcar în discuție, ce va face? Păi va merge în prima etapă foarte aproape de ce zic eu așa, după care, dintr-o dată, va diverge complet traiectoria. Deci există ceea ce se numește ce? Un orizont temporal. Deci există un interval de timp, ai văzut că trei perioade de genul ăla, în care aș putea să fac predicție. Dar peste orizontul temporal, nu mai am predicție. E toată problema este că într-un sistem dat concret să poți să evaluezi cât de cât orizontul ăsta temporal la un fenomen dat, ca să știu cât e reproductiv. Ca să știu când vine catastrofă. Ca să știu că trebuie să fie un... Dacă, de exemplu, înainte aveam evoluția sistemului, era suficient de bine coordonată pentru planul de canale. Și aveam planul de canale.